Am ajuns și aici. Au fost două săptămâni grele, dar veți vedea, deja am pregătit pentru săptămâna viitoare de ce a trebuit să muncim această perioadă, să avem un guvern înainte de sărbători, pentru că sunt lucruri care trebuie deja rezolvate în zilele următoare. Mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut în această perioadă. Majoritatea dintre dumneavoastră ați fost în echipele de negocieri, am fost acolo împreună și eu cred că a ieșit un proiect frumos și bun pentru România, această coaliție centru-dreapta. Și eu sunt sigur că o să fie o guvernare stabilă și de lungă durată, pentru că pornim toți cu aceleași obiective la drum. Nu am să stăm în această seară, nu facem o ședință de guvern, doar sunt câteva lucruri pe care am pregătit, ne pregătim pentru ședința următoare, care o să fie săptămâna viitoare, și sunt câteva priorități care sunt în special pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie și câteva necesare pentru susținerea mediului de afaceri și finalizarea construcției bugetului pe anul 2021. Deci toate aceste lucruri trebuie să le avem gata săptămâna viitoare. În primul rând, avem promovarea proiectului de ordonanță de urgență pentru prelungirea măsurilor active până la 30 iunie 2021. Aici este Ministerul Muncii, doamna ministru, trebuie să fim gata săptămâna viitoare. Promovarea proiectului de ordonanță de urgență privind prelungirea termenului de aplicare a programului guvernamental IMM Invest până la 30 iunie 2021 și aprobarea noului subprogram Agro IMM Invest cu aplicarea până la același termen, imediat după primirea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene până în data de 24 decembrie. Va fi emisă decizia de autorizare de către Comisia Europeană. Avem această decizie, deci trebuie să mergem mai departe. Tot legat de schemele de ajutor de stat, Comisia Europeană a emis decizia de prelungire cu 6 luni a perioadei de funcționare a schemei de ajutor de stat pentru companiile mari. Normele de finanțare și garantarea aferente produselor oferite în cadrul schemei au fost aprobate deja de CIVGA și sunt înaintate spre publicare în momentul oficial. Și mai avem promovarea proiectului de ordonanță de urgență prin care este instituită schema de ajutor de stat privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprindere din domeniul Horeca, turism, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a cărui activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19. Aici este domnul ministru Claudiu Năsui. Pentru săptămâna viitoare ar trebui să fim gata cu toate avizele. Și se face bine că această schemă a fost deja prenotificată la Comisia Europeană, după ce se vor transmite toate calificările necesare în vederea verificării compatibilității schemei de ajutor de stat, se va realiza și notificarea oficială, urmând ca decizia de autorizare să fie emisă în procedură accelerată. Mai avem promovarea proiectului de ordonanță de urgență pentru prelungirea unor facilități fiscale în contextul pandemiei COVID-19 și aici, domnule ministru Nazare, lucrurile sunt în derulare. Promovarea unor măsuri fiscal-bugetare, cum ar fi menținerea indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020, și altele similare le veți vedea în ordonanța pentru mâine. Cam acestea sunt prioritățile pe care avem pentru săptămâna viitoare. Propun mâine, când se va face transferul la ministere, acolo deja există materiale pregătite și ar trebui să începem avizarea, să întâmplăm procedură de avizare, pentru ca să avem toate avizele, inclusiv de la Consiliul Legislativ, la ședința de guvern de săptămâna viitoare, preconizez miercuri ședință de guvern la ora 1. Cam atât aș vrea să spun această seară. Da, domnul ministru. Domnul prim-ministru, mai avem la Ministerul Economiei și a fost citit în prima lectură, dacă mi-aduc bine aminte, o ordonanță de urgență pentru prelungirea valabilității voucherelor de vacanță. Și dacă a fost în prima lectură și are toate avizele, va intra în ședința următoare. Trebuie să reluăm circuitul de avizare cu... Da. Cu noile ministere, ca pentru toate. Și mai avem o problemă referitoare la o lege modificată în Parlament, o lege a apelor, prin care s-a impus o aberație de către Parlament, un preț al apei uzinate de către centralele de producere energie electrice hidro, de vreo 3 ori mai mare în cazul în care nu-și montează contoare de măsurare a apei. Ori nu există așa ceva în România. A fost introdus așa pe ușa din dos în Parlament și trebuie să rezolvăm și aceasta, pentru că va crește foarte mult. Vor crește foarte mult costurile cu apă și va plăti apă care nu produce energie electrică. Este o creștere de 3 ori pe ceea ce spune domnul ministru al Economiei, din ce am primit în această săptămână, ca atare trebuie luată o decizie în acest sens. Pregătiți și această ordonanță. Știu că la Ministerul Justiției sunt câteva în pregătire, 2 ordonanțe, înțeleg că sunt pregătite. Da.
Da, înțeles. Trebuie ordonanța aceea de prorogare intră în vigoare a legii care reglementează numărul de judecători la completurile de apel și de stații. Ar trebui să intre atunci în avizare de mâine ca să poată să fie luate toate avizele pentru săptămâna viitoare. Orice alte ordonanțe ar trebui să începă avizarea de mâine ca să fim pregătiți. Domnul ministru Ceche. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Va mai fi un proiect de ordonanță de urgență care este așteptat și de autoritățile administrației publice locale legat de posibilitatea prelungirii obiectivă de investiții pe Programul Național de Dezvoltare Locală etapa 1, care are expirat la sfârșitul acestui an. Mâine pornim în avizare și perfect. Sperăm să reușim să venim cu... Avem timp să avem toate avizele săptămâna viitoare. Da. Da, domnul ministru. Legea de abilitare a Guvernului pentru emiterea de ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare? Săptămâna viitoare. Încercăm săptămâna viitoare și aceasta. Da. Mulțumesc mult. Nu mai avem în această seară altceva. Doar vreau să vă obișnuiți cu noua poziție. Să vedeți ce domnul ministru a uitat ceva. O întrebare am, domnule prim-ministru. Bună seara și mult succes, dragi colegi. Pentru că mâine o parte dintre noi ne-am propus să predăm. Ar trebui să realizăm în această seară un calendar pentru a nu ne suprapune pe intervalele orare fiecare și dacă dumneavoastră care v-ați decis deja să ne anunțați, să stabilim în această seară în ce ordine realizăm această activitate de predare-primire, cu precizarea că la ora 10 câțiva dintre noi o să fim prezenți la Cotroceni, la o activitate împreună cu domnul președinte. Așadar, ar trebui să reglăm în această seară, nu neapărat de la microfon, stăm și discutăm, să ne corelăm această activitate, pentru că presa va fi interesată și nu poți să ai 4-5 activități în aceeași oră. Okay. Mulțumesc. Veți face după. Mulțumesc, succes, sunt sigur că să avem un mandat de succes. Domnul ministru. Vreau doar... Să-i mulțumesc domnului ministru Ciucă pentru activitatea depusă în calitate de prim-ministru interimar în perioada care tocmai s-a încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru. Eu vă mulțumesc pentru că a fost o activitate în care a trebuit să acoperim tot ceea ce s-a constituit în priorități pentru Guvernul României și aici mă refer la ceea ce zicea și domnul prim-ministru monitorizarea și controlul situației pandemice și totodată pregătirea campaniei de vaccinare. Mulțumesc foarte mult tuturor membrilor Guvernului. Nu am reușit să o fac în deplinătatea activității. Ca atare o fac acum și sper să fie un transfer cât se poate de benefic pentru noul guvern, pentru noul prim-ministru. Mult succes, domnule prim-ministru! Mulțumesc, domnule ministru, fost prim-ministru interimar. Dacă mai este cineva care dorește să spună, domnul vicepreședinte.